da cuvântul pentru acest lucru domnului prorector, domnul profesor universitar dr. Nicu George Buzdoacă. Distinse domnule doctor inginer habilitat Silviu Iulian Niculescu, distinși oaspeți, distinși colegi, ne aflăm astăzi în contextul unor înalte auspicii. Conform Cartei Universității din Craiova, Universitatea acordă titlul de doctor honoris causa unor personalități din țară și din străinătate pentru contribuții excepționale la evoluția științei și culturii contemporane care au sporit prestigiul instituției noastre. Suntem onorați să celebrăm cunoașterea și să decernăm titlul de doctor honoris causa unei personalități demne de respectul și aprecierea noastră. Universitatea din Craiova recunoaște azi o carieră strălucită, atât sub aspectul rigorilor instituționale, cât mai ales sub aspectul reverenței din partea profesioniștilor, a comunității, respectiv a celor în slujba cărora se află și universitățile. Schimbarea de paradigmă în învățământul universitar, nu doar românesc, se poate face cu maximum de beneficiu și minime riscuri atunci când ai ca repere astfel de personalități intelectuale. Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, a colaborat permanent și mai ales fructuos cu Université Paris Sud, Central Supelec, prin contribuția directă și implicată a domnului doctor inginer Silviu Iulian Niculescu. Numeroasele schimburi de experiență bilaterale, proiectele de cercetare comune, lucrările științifice de înaltă ținută academică elaborate în cadrul acestei colaborări, stau mărturie modului în care cele două instituții, dar mai ales personalitățile științifice ale acestora, au contribuit la prestigiul instituției. În 2016, Senatul Universității din Craiova, la propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, a luat hotărârea de a acorda titlul de doctor honoris causa domnului doctor inginer Silviu Iulian Niculescu. Am imensa satisfacție de a putea saluta aici, în sala Senatului Universității din Craiova, pe domnul Iulian Niculescu și a-i aduce un deosebit omagiu pentru activitatea depusă. Îmi manifest convingerea personală că astăzi Universitatea din Craiova primește în galeria sa de personalități care i-a acordat titlul de doctor honoris causa nu numai un nou membru, dar și un prieten care va contribui activ mai departe la extinderea colaborării și cu alți specialiști ai Universității din Craiova, dar mai ales la afirmarea mult mai puternică a Universității din Craiova ca o școală a excelenței, a inovării și a științei. Suntem onorați să vă primim astăzi ca membru al comunității academice a Almei Mater Craiovensis, spunându-vă bun venit! Vă felicităm pentru tot ce ați realizat până în prezent, vă urăm sănătate și vă dorim să continuați proiectele cu aceeași pasiune. Vă mulțumesc! Permiteți-mi să dau în continuare cuvântul domnului profesor dr. Inginer Răzvan Vladimir pentru a prezenta laudațiul. Doctor inginer habilitat Silviu Iulian Niculescu, doctor honoris causa al Universității din Craiova. Doctorul inginer abilitat Silviu Iulian Niculescu, director de cercetare gradul 1, adică cercetător științific principal gradul 1, în CNRS Franța. Mă refer la Centrul Național de la Recherche Scientifique, Centrul Național al Cercetării Științifice, director al laboratorului CNRS L2S, Laboratoare de Sinioe Sistem, Laboratorul de Semnale și Sisteme, unul dintre cele mai mari laboratoare de cercetare ale Franței, este unul dintre cei mai activi și mai prolifici specialiști din domeniul automaticii teoretice și aplicate, promotor și reprezentant de frunte al noii etape în dezvoltarea teoriei și aplicații sistemelor dinamice descrise de ecuații cu argument deplasat. Născut la Petroșani la 7 septembrie 1968, într-o familie de profesori, tatăl profesor de matematică, absolvent al Institutului Pedagogic din Craiova, mama profesor de limbă și literatură, a obținut diploma de inginer în automatică în anul 1992 de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București,
manifestând de la începutul formării sale un interes deosebit pentru aspectele și dezvoltările teoretice cu caracter matematic ale viitoarei sale profesii. Mentorii săi au fost profesorii Vlad Ionescu și Petre Stoica, ultimul astăzi în Suedia, reputat specialist în identificarea sistemelor și prelucrarea numerică a semnalelor. Rezultatele deosebite din perioada studiilor, remarcate de cei cu care s-a format, au condus la integrarea sa timpurie în corpul didactic al facultății absolvite, poziția fiind deținută până în anul 1997. Anii 1992-1997 au coincis și cu lansarea primei etape a proiectelor europene Tempus, astfel că tânărul licențiat în automatică a beneficiat de posibilitatea continuării imediate, fără întrerupere, a studiilor în Franța, la prestigiosul Institut Național Politehnic de Grenoble, Institutul Național Politehnic din Grenoble, unde a obținut succesiv diplomele DEA, diplom de études approfondi, echivalentul francez al masteratului, în 1993, și diploma de doctor în 1996, teza de doctorat fiind distinsă cu un premiu de excelență. Nu este lipsit de interes să menționăm că în toată această perioadă de formare, tânărul doctorand a ținut legătura cu mentorii săi din România și a participat la seminarul de teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale de la Institutul de Matematică al Academiei Române, condus de profesorul doctor docent Aristide Halanai, reamintesc din nou și dânsul doctor honoris causa al Universității din Craiova, printre altele un clasic al teoriei ecuațiilor cu argument deplasat, domeniu în care Silviu Niculescu avea să lucreze aproape în exclusivitate. După acești ani de formare, doctorul Silviu Niculescu a intrat în unitatea de elită a cercetării științifice franceze, CNRS, Centrul Național al Cercetării Științifice, conceput de fondatorii săi, între care se numără și laureata Premiului Nobel pentru Chimie, Irène Joliot-Curie, ca un mare institut acoperind toate direcțiile de cercetare posibile. În cadrul CNRS a străbătut toate treptele afirmării profesionale, de la cercetător clasa a doua, CR2, până la actualul grad director de cercetare clasa a întâia, DR1, fiind în prezent și director al Laboratorului de Semnale și Sisteme, L2S, din CNRS, unul dintre cele mai mari laboratoare de cercetare din structura CNRS, 220 de membri în ianuarie 2016. Însă a vorbit doar despre această poziție de bază a lui Silviu Niculescu este absolut insuficient pentru a releva influența pe care o are în cercetarea științifică europeană și nu numai din domeniul său de expertiză. Astfel, el este fondator al echipei INRIA, Dinamica Sistemelor Interconectate în Medii Complexe, DISCO, membru al Consiliului EUK, Asociația de Automatică din Uniunea Europeană, responsabil al grupului de cercetare IFAC TS22 pentru sisteme cu întârziere de la înființare, coresponsabil al rețelei de lucru europene GDRI pentru sisteme cu întârziere, editor asociat al principalelor reviste de specialitate din automatică, așa numitul flux principal, editor al unor serii ale celebrei edituri Springer, organizator de conferințe, seminarii de lucru și școli de vară în profil. Trebuie spus că o astfel de influență, capabilă de a determina linii de cercetare și finanțarea lor, nu se dobândește peste noapte. Prestigiul managerial se bazează în lumea academică pe un prestigiu profesional de necontestat. Sub acest raport, Silviu Niculescu se impune printr-o productivitate științifică ieșită din comun. Singur sau cu cei 136 de colaboratori și coautori, a publicat 9 cărți, între care cea mai cunoscută a acumulat aproape 2000 de citări, în edituri ca Springer, Siam, 36 de capitole de carte, 120 de articole științifice în reviste internaționale și aproape 300 de lucrări în publicații de conferințe internaționale. În acest fel, așa cum arătam și la început, Silviu Niculescu s-a afirmat ca promotor al teoriei și aplicațiilor sistemelor dinamice și sistemelor automate cu reacție inversă, descrise de ecuații cu argument deplasat, acest domeniu ajungând la un nivel de tematică de interes european și mondial, reunind zeci de cercetători și primind finanțări importante. Activitatea profesională a doctorului Silviu Niculescu a fost marcată de recunoașteri și onoruri importante.
elaborându-și teza de doctorat sub o NATO Fellowship for Young Researchers, teză distinsă cu PhD Thesis Award de către Institutul Național Politehnic din Grenoble, unde a fost susținută. Iar la American Control Conference din anul 2000 a primit Best Paper Presentation Award. Deja în octombrie 2001 primește medalia de bronz a SNRS pentru cercetare științifică, urmată de medalia de argint a SNRS în mai 2011. Aflată în Franța, cu o carieră științifică de valoare și renume internațional, Silviu Niculescu nu a rupt niciun moment legăturile cu România. Începând cu atașamentul puternic, dar firesc, față de locul natal și familia în care s-a format, a sprijinit pe toate căile și la toate nivelurile la care a avut acces și influență pe colegii săi din România. De la tezele de doctorat în cotutelă, sprijinind pe cei care doreau acest lucru pentru burse doctorale și postdoctorale, chiar pentru poziții permanente și cariere în Franța, el este un model pentru ceea ce ar trebui să fie românii trăitori peste hotare în raport cu țara de origine și colegii de aici. În particular, noi, cei de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, l-am avut mereu alături de noi în elaborarea, promovarea și derularea unor proiecte de cercetare comune România-Franța. Cooperarea SNRS Academia Română, coordonată de noi pe partea română, proiectul Econet, care a reunit cercetători din Franța, România, prin Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, dar și alte țări din Europa Centrală, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, un număr de proiecte brâncuși. Influența sa la nivel internațional, IEE și IFAC, a permis delularea în România sub organizarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, a workshop-ului IFAC de sisteme cu întârziere în anul 2009, dar și ridicarea nivelului conferinței reunite International Conference on Systems Theory, Control and Computing, la nivelul cerut de co-sponsorizarea tehnică a IEE, începând cu anul 2010. Silviu Niculescu este astăzi în plină putere creatoare, deschizător de noi direcții în domeniul său de activitate și competență, generând rezultate, pregătind oameni și fondând instituții, reviste, colecții, serii de manifestări științifice, colective și grupuri de lucru. Să-i dorim noului doctor honoris causa al Universității din Craiova sănătate, energie, inspirație creatoare și rezultate alături de toți cei care îl prețuiesc, inclusiv cei care astăzi îl onorează, Universitatea din Craiova. Quod bonum fortunatum felixit senatus Universitas Craiovensis, rectore magnifico Cezar Ionuț Spânu, profesore publico ordinario sumo omnium plausu decrevit, ut illustrissimus dominus Silviu Iulian Niculescu, in corpus doctorum universitatis honoris causa reciperetur, in cuius rei fidem hoc diploma consribendum censuit. România, datum Craiove die sexto mensis octobris, anno domine, bis millesimo decimo sexto. Una, să vă arăt că știu să fac ecuații și să arăt că știu să vă fac, să demonstrez teoreme. O alta, să vă vorbesc despre parcursul meu. Și o a treia, fiind aceea pe care am ales-o, să mă uit un pic la domeniu. Domeniu fiind sistemele cu întârziere. Deci, prima chestie care mi se pare extrem de importantă, mă simt obligat să fac o referință la Umberto Eco. Umberto Eco a definit în anii 70 ceea ce se cheamă unitate comună culturală. Ce vrea să zic unitatea comună culturală? Înseamnă că o anumită comunitate are o anumită înțelegere a unui anumit număr de cuvinte sau un anumit vocabular. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că vorbim de sisteme cu întârziere, partea de sistem e înțelesă de absolut toți cei prezenți în sală, făcând parte din bagajul cultural comun. Dar dacă ne uităm un pic de-a lungul timpului, noțiunea de sistem a evoluat extrem de mult, începând din secolul XVIII până actualmente, și presupun că va avea o evoluție mult mai importantă în anii care vor veni.
Deci asta este un prim aspect. Un al doilea aspect este noțiunea de întârziere. Deci noțiunea de întârziere, vreau, nu vreau, e legată de noțiunea de timp. Dacă ajungem să vorbim despre noțiunea de timp, m-am gândit să fac o legătură cu o altă personalitate care a fost în Franța și e francez. Umberto Eco nu e francez, dar a devenit profesor onorar la ENS, înainte, Ecole Nationale Supérieure, Rue d'Ulm, a Paris, înainte de a se reîntoarce în Italia pentru sfârșitul vieții și de a muri de dată recentă. Altă personalitate franceză importantă pentru mine este Henri Bergson. De ce mă gândesc la Bergson? Pentru două motive. Deci, în Bergson, în anul 1889, și-a susținut o teză de doctorat, în care titlul tezei de doctorat, am reluat doar capitolul 2 acestei teze, l-am luat cu mine doar pentru exemplificare, se cheamă Eseu asupra datelor imediate ale conștiinței. De ce Bergson? Prin mai multe motive, pe care o să încerc să le expun extrem de succint. În 1877, Bergson a avut un premiu la un concurs de matematică, deci extrem de interesat de matematici, în același timp extrem interesat de filozofie. În 1878 a intrat la facultatea a intrat la ONS prin concurs și și-a orientat întreaga activitate către filozofie, dar sub un unghi un pic matematic. E adevărat că în contextul francez Bergson a venit în plină dezvoltare a pozitivismului a la Comte, dar asta e mai puțin important. El a încercat tot timpul să, pentru fiecare problemă la care s-a uitat sau s-a concentrat, să încerce să se uite la începutul, la inițializarea problemei, la prima, deci, de unde a pornit problema, unde a ajuns și cum să construiască o soluție acestei probleme. Deci, fără a spune că a introdus o metodă de rezolvare a problemelor, fie filozofic, fie matematic, totuși, în acest eseu de care face subiectul acestei părți a prezentării mele, s-a concentrat asupra unui punct particular, care este noțiunea de timp. De ce m-a interesat noțiunea de timp? Pentru că când spun întârziere, automat e în spatele noțiunii de întârziere, în limbajul comun, e ideea de durată, deci e ideea de timp. Deci ce a zis Bergson în acest eseu? A avut, uitându-se, începând de la Platon, pe o parte, deci pe partea, ca să spun așa, un pic, o orientare un pic matematizantă, deși Platon era un specialist în matematică, a ajuns la concluzia că sunt două tipuri de sunt două unghiuri sub care noțiunea de timp a fost privită. Dacă încerc să traduc asta în limbaj de automatic, ar fi timpul in și timpul out. Deci timpul in înseamnă mai mult sau mai puțin timpul interior, iar timpul out înseamnă mai mult sau mai puțin timpul exterior. Deci timpul exterior fiind mai degrabă un concept care este legat de dimensiunea fizică sau timpul fizic, iar timpul interior fiind mai mult legat de dimensiunea metafizică. Deci până aici nimic deosebit, doar că una din remarcile esențiale ale lui Bergson, deși nu apare ca remarcă esențială în eseul lui, dar care mi s-a părut extrem de interesantă și se exprimă extrem de simplu, este următoarea idee. Umanitatea a construit noțiunea de timp pornind de la noțiunea de spațiu. Deci timpul, așa cum îl vedem astăzi, e construit pe baza spațiului. Și pornind de la această idee, care pare extrem de simplă, a încercat să definească de o manieră mult mai precisă timpul out, sau dacă vreți, timpul fizic, și ideile care le-a avut în spate sunt grosomodo trei. Deci unul a definit noțiunea de omogenitate a timpului, asta este primul punct de vedere, al doilea punct de vedere este noțiunea de măzurabilitate a timpului, și al treilea punct de vedere este ideea de reversibilitate. Bun, până aici nimic deosebit, doar că dacă încercăm sub un unghi mai mult sau mai puțin automatic să ne uităm asupra problemei, ideea de omogenitate plus ideea de măzurabilitate pornește de la un principiu extrem de simplu, că timpul pentru Bergson avea, din punctul de vedere strict fizic, avea o natură discretă. Deci era timpul ceasului. Ceasul, unitatea de măsură fiind secunda. Deci, pornind de la această, să zic, vedere, și-a spus că această noțiune de timp, din nefericire, nu este capabilă să cuprindă întreaga dimensiune a timpului, în dimensiunea timpului fiind, bineînțeles, omul inclus, și s-a interesat să construiască o a doua noțiune a timpului, fiind timpul, cum l-am numit, in, care corespunde nici mai mult, nici mai puțin decât timpul interior, sau cum l-a numit el, temps vécu, timpul trăit. Și în cazul timpului trăit, dintr-o dată, mă rog, folosind aceeași mecanică intelectuală,
a încercat să pună trei caracteristici. Prima caracteristică pe care a pus a fost ceea ce se cheamă în franceză temps plein. Bon, temps plein, dacă încerc o traducere simplă, naturală, înseamnă timpul plin, ceea ce nu înseamnă nu vrea să zică nimic. Dar dacă intrăm un pic în spatele ideii filozofice de timp plin, înseamnă grosomodo că avem o heterogeneitate a timpului. Deci, pe o parte avem omogenitatea timpului, aici vorbim de heterogeneitate. După care, a doua idee, pe de o parte, deci era timpul măsurabil, de data asta este timpul continuu. Deci, încă o dată, dar spiritul contradicției, deci cazul discret, cazul continuu. Și ultima idee este ceea ce a numit Bergson, timpul personal. Timpul personal fiind nimic altceva decât ideea prin care noțiunea de reversibilitate se pierde, deci suntem în ceea ce se cheamă irreversibilitate. Deci, încă o dată, cele două construcții sunt construcții total antagoniste, ceea ce dă o idee generală că, în final, timpul cuprinde tot și nimic, pentru că, în fine, nu mai rămâne nimic în spațiu, dar, în același timp, aceste două construcții permit, pe de o parte, să, în fine, Bergson făcea, asta este numai capitolul 2, ce v-am vorbit acum, în teza lui de doctorat din 89, avea un al treilea capitol care se cheamă Libertatea, și în acest capitol de libertate e un concept foarte interesant, nu mai era necesitatea înțeleasă în sensul clasic, ca să nu mai zicem materialism științific al sfârșitului de secol XIX, ci era ideea de libertate în continuu, libertate în timp. O idee care mi se pare insuficient exploatată în literatura de specialitate de azi, mă refer în filozofie. Și primul capitol era asupra ideii de intensitate. De ce? Pentru că pentru el timpul fizic era nimic decât o caracterizare cantitativă, iar timpul trăit nu era nimic altceva decât o clasificare calitativă. Deci, între cele două, Bergson s-a gândit că ar trebui să introducă o noțiune suplimentară, care este noțiunea de intensitate. Bun, acum dacă încercăm în limbajul comun, fine, încă o dată, tata eco, deci am fi foarte surprins să constatăm că noțiunea de intensitate, în fine, pentru ingineri are o anumită semnificație, pentru politicieni are o alta, și sensul pe care Bergson voia să-l dea, din păcate, nu este sensul care mi se pare cel mai potrivit. Dar să mă opresc cu Bergson aici. Și acum ajungem la ideea de sisteme cu întârziere. Deci, sistemele cu întârziere, o introducere filozofică, e destul de complicat. Dar inspirându-ne de la ideile care sunt prezentate de Bergson, dacă păstrăm în ceea ce se cheamă timp fizic ideea de, de fapt, ideea de mesurabilitate numai, dar nu neapărat în sensul clasic doar, dar ideea de a avea acces la informație și dacă luăm din timpul care este timpul trăit, ideea de continuu plus ideea de irreversibilitate, găsim practic un concept relativ interesant în care noțiunea de sistem cu întârziere simplu descrie ce în starea actuală la care ne interesăm, practic ne uităm la maniera în care procesul, starea, contează mai puțin la ceea ce ne referim, se distribuie în timp și maniera în care partea din trecut impactează într-o manieră directă, de o manieră importantă, asupra prezentului. Deci, n-aș vrea să fiu mai lung pe subiectele astea, deși sunt subiecte care mă interesează. Mi se pare că acest subiect, dacă mă uit istoric vorbind, în anii, fine, începuturile sistemelor cu întârziere, sau, mă rog, ecuațiilor diferențiale funcționale, sunt la Bernoulli, deci e ceva timp, după care în secolul XIX au fost câteva încercări condorse de sistematizare a ecuațiilor diferențiale funcționale fără a ajunge la esența ecuațiilor diferențiale funcționale. Prima lucrare cu adevărat exploratorie și care a pus bazele ecuațiilor diferențiale funcționale și a sistemelor cu întârziere este o lucrare a lui Mishkis în 1949, deși înaintea lui Mishkis au mai fost tentative atât în est cât și în vest să ne uităm la ideea de întârziere, time lag, și cu diverse metode, fiind câteodată rezultate de tip contradictoriu, întârziere având un defect destabilizant asupra unui sistem sau întârziere având un defect stabilizant. Deci, practic, prima lucrare, ca să zic așa, de mare importanță, e cea din 49. Deci, originile sistemelor cu întârziere sunt este-europene, deși se găsesc o grămadă de
articolașe în Occident. Mai este o lucrare a lui Minorski în 1942, care n-am citat-o pentru că este mai mult dedicat oscilațiilor decât părții de întârziere, dar întârzierea este menționată. Explozia sistemelor cu întârziere a început practic după lucrarea lui Krasovski în 1951, care a influențat extrem de mulți cercetători, printre care și un alt doctor honoris causa al Universității din Craiova, care mi-a fost de o manieră indirectă mentor, este vorba de Aristide Halanai. Celălalt mentor al meu fiind, am avut mai mulți mentori, dar celălalt mentor de foarte mare importanță fiind Jack Hale din Statele Unite, cu care am avut o onoare să discut relativ frecvent. Deci, asistăm la o evoluție permanentă est-vest, cu o dezvoltare mai mult pe partea vestică a metodelor frecvențiale. Primele articole de mare importanță fiind în anii 51 în Statele Unite, iar primul curs de sisteme cu întârziere a fost dat la Berkeley în 1958. Ceea ce, după aceea, Berkeley a decis că e un curs mult prea teoretic, nu va avea niciun impact asupra studenților și cursul dat de Pine în 1958 și cartea care a scos atunci s-a oprit în 1959, deci a durat un singur an. Și următorul curs pe sisteme cu întârziere a fost la Universitatea din Brown, mă refer pentru partea americană, în anii 1965-66, dat de un tânăr profesor în epoca respectivă, Jack Hale, fără a se orienta direct către problemele sistemelor cu întârziere. Sistemele cu întârziere astăzi reprezintă 5.000 de articole pe an. Poate să nu reprezinte mare lucru, poate să reprezinte mult. Pentru mine 5.000 de articole de an înseamnă un interes care, în fine, e greu de anticipat dacă acest interes va merge în sensul crescendo sau în descrescendo. Poate fi un fenomen ciclic, poate fi un fenomen de lungă durată, însă în afară de cele 5.000 de articole pe an care sunt publicate, deci de câțiva ani suntem la în jur de 5.000 de articole pe an, sunt aproape de 1.000 cercetători care lucrează pe un acest subiect. Deci e greu de spus dacă acești 1.000 de cercetători în curând vor rămâne fără pâine sau nu. Sper să nu, dar asta rămâne de văzut. Și ceea ce este un ultim punct important, sistemele cu întârziere din punct de vedere dinamic sunt o clasă de sisteme de dimensiune infinită și în cazul sistemelor de dimensiune infinită, din nefericire, nu avem algoritmi care să permită o caracterizare globală a unor proprietăți calitative. Ori în cazul sistemelor cu întârziere, în anumite situații, există acești algoritmi, ceea ce ne permite o caracterizare globală. Deci dacă acest subiect are un astfel de succes, exceptând aplicațiile, este și faptul că este o manieră de a intra în lumea infinit dimensională și presupun că în anii care vor veni, alte din problemele care sunt încă în continuare deschise în cazul sistemelor cu întârziere, faptul că problemele sunt de tip NP dificil, deci nu există algoritm în timp polinomial, vor avea poate nu o soluție completă, dar vor avea o manieră de a le aproxima. Prefer să rămân aici pe această idee generală a sistemelor cu întârziere. Nu cred că pot să vă dau... să vă deschid apetitul mai mult pe partea cu întârziere decât doar din punctul de vedere al, mă rog, cei care se interesează asupra subiectului din punct de vedere filozofic să se uite eventual la Bergson pe de-o parte sau la Eco pe partea cealaltă, iar pentru cei care sunt interesați efectiv de partea strict matematică a problemei, aș fi foarte interesat să stăm de vorbă.